Bună ziua, dragii mei! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și astăzi vom face etalarea pentru dumneavoastră, pentru cei din Zodia Taur. Uh, astăzi și ieri, chiar în mod deosebit, au fost niște energii foarte interesante. Uh, am intrat de altfel în Zodia Balanței ca și semn al horoscopului, iar luna a fost lună plină. Drept pentru care, dragii mei, este momentul potrivit să începeți planurile dumneavoastră uh, în ceea ce privește proiectele pentru această toamnă. Da? Deci dacă aveți ceva uh, să vi se împlinească pentru următoarea perioadă, este momentul oportun, dragii mei, ca să ne plantăm din nou dorințe cu următoarea lună nouă care va veni imediat. Uh, haideți să vedem ce ne rezervă pentru dumneavoastră acest început de lună octombrie. Bun, Acestea fiind spuse, haideți să începem etalarea! Dragii mei, prima carte de la dumneavoastră din această perioadă cu care începem octombrie este Soarele! Soarele uh, sunt veștile bune, exprimă o bucurie de viață, vitalitate, căldură și încredere. Dacă sunteți în așteptarea unor rezultate de examen, sau unii ați dori să vă mutați cu serviciu, sau așteptați pur și simplu o scrisoare din străinătate, toate aceste lucruri se vor întâmpla. Uh, de altfel, această carte este și semnul că uh, este posibil ca noastră să vă simțiți foarte bine și din punct de vedere, uh, să spunem, sufletesc. Uh, este momentul oportun pentru unii dintre noastre să-și ia o vacanță sau să facă că lucruri noi la care s-au gândit până acum, da? Momentul de socializare, a cunoaște lume, lume nouă, concentrați-vă pe relațiile cu ceilalți pentru că în acest moment toate legăturile și ceea ce vă propuneți este de mare succes. Următoarea carte pentru dumneavoastră, dragii mei, 9 nouă debüte. de debüte sunt preocupările dumneavoastră din acest moment, da? Pentru unii poate sunt mici nemulțumiri. Există de altfel pentru Altă categorie dintre dumneavoastră, o așteptare pentru ceva în care, de curând ați făcut un pas decisiv, dragii mei, da? Ce se întâmplă? Din păcate, trebuie să vă folosiți acum toată forța pentru a închide această ușă în spatele dumneavoastră și a vă tăia orice cale de întoarcere, da? Deci orice cale de întoarcere la trecut. Dacă ați luat o decizie, dragii mei, mergeți înainte fără să vă mai uitați înapoi. Această carte are și semnificația pozitivă care favorizează evoluția, da? Însă, unii se pare că au fugit și se tem de trecutul lor. De fapt, adevărata despărțire înseamnă să vă simțiți stăpâni pe trecut, dragii mei, de să nu vă mai fie frică de sentimente, de ceea ce a reprezentat persoana aceea, de ceea ce s-a întâmplat, să nu mai fiți sclavii amintirilor neplăcute cu acea persoană într-un fel sau altul, da? Ce mai înseamnă această carte? În datoriri și evenimente profesionale în câmpul noastră de la servici. Poate uneori vi se dau lucruri în plus pe care nu vi se pare drept să vi le dea șeful dumneavoastră sau pur și simplu vi se mai dau în plus niște lucruri de făcut care nu vi se par corecte. Următoarea carte, Spânzuratul. Sponsoratul, după cum am spus și în alte talări, dragii mei, uh, sunt uh, răscrucele de drumuri pentru dumneavoastră. Atunci când avem două opțiuni, uh, de exemplu, între a alege între a sta cu cineva sau fără cineva, uh, unele răspunsuri la anumite întrebări din viața noastră, dacă da sau dacă nu, deci, sunt decizii pe care trebuie să le luați. Da? Uh, ce se întâmplă este că, uh, în principiu, nu știți ce să faceți. Da? Este exact întrebarea aceea, dar cum fac să din impasul acesta? Da? Uh, este posibil să renunțați la anumite dorințe și atitudini care nu mai sunt propice pentru evoluția dumneavoastră. Deci vă dați seama că dacă continuați cu ele, nu este de bine, da? Se pare că vi se va deschide orizontul către ceva mai valoros decât ceea ce uh, ați renunțat în acest moment, dar numai dacă dumneavoastră vă gândiți și analizați și găsiți o cale care de acum încolo să vă servească interesele, da? Deci gândiți-vă mai mult și la dumneavoastră, nu atât de mult la ceilalți din jur. Pentru că, bineînțeles, oamenii profită și egoismul lor uneori este până la cer. Treiul de monede. Treiul de monede poate să fie cineva din jurul dumneavoastră, din viața noastră, în zodie de pământ sau este pur și simplu energia pământului. Această carte exprimă schimbarea, comunicarea, este o carte foarte pozitivă, mai ales dacă aveți întrebări legate despre muncă, carieră și examene. Da? Este un semn că vă va merge bine, deci veți obține rezultate foarte bune. Pe plan social sau relațional, ea înseamnă că oamenii din jur vă apreciază, vă sprijină și, și cu perechea dumneavoastră este un moment de bucurie da? pentru cei care sunteți într-o pereche stabilă. Ce mai spune această carte este că uneori vă simțiți nu suficient răsplătit în munca dumneavoastră, așa că în octombrie mesajul tarotului cu această carte vă spune continuați ceea ce faceți pentru că vor veni și rezultatele și îmbunătățirile, da? Nu este nevoie să o luați de la început, pentru că proiectele vor merge înainte. Dragii mei, regina de băte. Această minunată regină este o persoană de sex feminin din anturajul dumneavoastră, da, veselă, optimistă. Pentru doamne poate fi și energia dumneavoastră, da. Este o persoană foarte pozitivă, care de altfel, să spunem, este și un prieten de nădejde pentru cei care nu se identifică în această carte. Pentru domn la fel, este o femeie care îi sprijină și care întotdeauna s-au putut baza pe ea. Da? Deci poate să fie o energie de foc de genul ori Zodia Berbec, ori Leu, ori Săgetător. Da? Deci una din aceste zodii. În principiu, această carte nu se referă numai la persoane, ci se referă și la realizările dumneavoastră deosebite, da? pe plan de muncă și carieră. Pentru cele, pentru doamnele care doresc să aibă copii, dragele mele, este perioada propice ca să rămâneți însărcinate, da, deci graviduțe. Iar pentru domn, la fel, poate că le vine un nou membru în familie. Da, este cartea fertilității. Pentru unii pot fi și veștile acestea pentru începutul de octombrie sau pentru această toamnă. Cinciul de cupe. Cinciul de cupe, dragii mei, este tristețea dumneavoastră din cauza unei stări emoționale care vine de ceva de mai mult timp, da? Se pare că unii vă simțiți prinși într o capcană, dragii mei. Ce ați promis și ce ați făcut? pentru ca anumite persoane să vă șantajeze, da? Deci nu aveți liniște în acest moment, se pare că nu sunteți singuri în durerea dumneavoastră, deși sunt anumiți prieteni în jur sau persoane care vă sprijină, dar nu toată lumea. Ce se întâmplă? Se pare că uh, totuși aceste sentimente vor reveni curând la uh, lumină, deci vor ieși, veți ieși din această tristețe. Uh, se pare că veți deveni conștienți unii dintre dumneavoastră care au fost neglijențele sau ceea ce v-a dus în această stare. Deci noastră știți mai bine ca oricine ceea ce v-a făcut să fiți în acest punct în viața dumneavoastră. Da? Uh, ce trebuie făcut? Schimbați chipul mental și lucrurile se vor îndrepta. Patru de spade. Patru de spade, e clar că trebuie să vă opriți. Opriți-vă, odihniți-vă, luați-vă o pauză. Noastră sunteți încăpăținați prin natura dumneavoastră, vă cunoaștem pe tăuraș, că atunci când vă puneți ceva în cap, vă aruncați cu cornițele înainte, în orice. Dar în acest moment, acest uh, semn, această carte, acest arot ne spune nu veți ieși câștigător, dragii mei, dacă vă grăbiți. Deci nu grăbiți lucrurile, nu este încă timpul să interveniți, să faceți schimbări. Ce se întâmplă, lăsați trecutul de care nu mai aveți nevoie și temerile, ca să puteți înainta, da? Se pare că putările uh, v-au secat probabil din cauza rezistenței dumneavoastră de a continua în ceva, v-ați asuma riscuri inutile și în acest context se pare că și propria persoană a căzut în depresie, da? pentru unii dintre dumneavoastră sau într-o tristețe foarte mare. Uh, aveți nevoie de liniște, de distanțare, uh, unii poate chiar și ajutorul unui psiholog sau unui prieten, a unui terapeut care vă poate ajuta da? ca să dobândiți forțe proaspete. Alții plecați într-un mic concediu sau pur și simplu vă luați câteva zile în care nu... Nu vreți să auziți și să vedeți pe nimeni, da? O să vă mirați dumneavoastră înșivă cât de simplu este să le rezolvați când veți sta puțin în liniște. Următoarea carte, Cavalerul de băte. Cavalerul de băte este o persoană propice pentru călătorie. Deci, cei care v-ați propus să călătoriți la țară, într-un concediu în afara țării sau pentru servici, este momentul potrivit, dragii mei. Se pare că această energie vă acompaniază și veți putea finaliza multe lucruri și în planul muncii. Uh, mai arată că energia acestei cărți, încrederea în dumneavoastră, este în creștere și vă va ajuta să vă obțineți obiectivele. De obicei, cavalerii, când vin în cărți în tarot, înseamnă mesaje de bine și mai ales cei de băte, da? mesaje pozitive legate de carieră. Proiectele la care n-ați lucrat până acum vor da rezultate. Uh, în ceea ce privește, chiar și în relația actuală, dacă v-ați propus să faceți un pas, dragii mei, faceți pasul pe care vi l-ați propus, da? Se pare că uh, entuziasmul și ceea ce veți uh, da dumneavoastră în această perioadă este exact ce are nevoie și cel de lângă dumneavoastră. Deci veți ridica moralul persoanei care vă iubește, ceea ce este foarte bine, da? Uh, zecele de spade. <coughs> Zecele de spade, dragii mei, este terminarea suferințelor dumneavoastră. Asta dacă ați luat decizii corecte, da? Ce ne mai spune această carte? În tarot spune, nu vă încăpăținați să rămâneți unde sunteți pentru că veți fi prinși într-o situație din care nu o să mai vedeți ieșirea. Deci, chiar dacă vă simțiți la pământ sau apăsător de triști în această perioadă, căutați o motivație care să vă facă să ieșiți din această stare, da? Deci, <coughs> poate un prieten cu care puteți discuta, uh, un filmuleț de comedie, o ieșire cu prietenii la grătar, orice vă vine de folos să vă ridice un pic din starea în care ați căzut, da? Nu vă deschideți prăpăstii care nu și-au sensul, pentru că uh, este foarte ușor să distrugeți în această perioadă relații și legături umane uh, care chiar nu merită să le pierdeți, da? Deci mare grijă pe cine vă răzbunați și de ce. De fapt, pe cine vă vărsați nervii, ca să fiu mai clar. Cartea următoare, Diavolul. Dragii mei, Diavolul arată o persoană Zodia Capricornului, în general, dar în contextul cărților poate fi oricine de lângă dumneavoastră, care, să spunem, este un pic mincinos, un pic pervers, predispus la senzații, poate că a fost cineva superficial pe care l-ați avut lângă dumneavoastră și v-ați dat seama că a fost numai de aparență, da? Ce se mai cere prin această carte? Tarotul spune că nu trebuie să te simți limitat, da? Pentru că propria ta libertate este în mâinile tale, da? Deci această această, această lans de aici de, dintre cele două persoane care, să spunem în acest context este femeia și bărbatul care se iubesc, da, este doar în mâinile dumneavoastră să îl rupeți, da? Uh, indică de altfel pentru unii dintre noastre, deci luați vă rog ceea ce vi se potrivește din ce spun, să vă rupeți de dependențele toxice. Deci unii știți că sunteți într o relație în care deja nu mai aveți ce să căutați, sunteți extrem de triști, v a dus la exasperare persoana cealaltă și cred că este momentul prin această carte să vă dați seama cine a stat până acum lângă dumneavoastră, da? sunteți păcăliți într-o situație în care nu mai aveți control și trebuie să vă eliberați de această situație, dragii mei, da? S-ar putea, la fel unii, să se simtă foarte rău cu sănătatea, da? E posibil ca și pentru sănătatea fizică și mentală să aveți mici probleme, așa că ieșiți cât mai repede din această conjunctură. Uh, următoarea carte. Următoarea carte, dragii mei, este carul sau faetonul. Uh, carul sau faetonul uh, este arcana care simbolizează, să spunem, un mare sal spre înainte, da? Arată că vă veți desprinde de ceea ce ați cunoscut până acum și porniți pe un drum propriu personal și nou. Da? Uh, este o carte care uh, arată de altfel că. Uh, veți avea foarte mult succes, dar să fiți umili, deci nu vă luați în cap la modul. Uh, spune, uh, conform acestui desen cu sfingii că uh, vei avea succes foarte mare în viața asta, dar trebuie să fii umil, da? Este exact diferența între Yin și Yang, între alb și negru, da? Carul se referă la unificarea părților contrare aflate în noi înșine, da? Dragii mei, îngerul și demonul pe care îl avem fiecare, da? Așa că urmați-vă calea, uh, însă uh, cu uh, umilință și uh, cât mai puțin uh, cu zgomot, da? Deci la modul, eu sunt victorios, eu fac lucrurile bine, dar nu este nevoie neapărat. Neapărat să spun lumii întregi acest lucru, pentru că cu cât facem lucrurile mai, uh, mai în secret, să știți, dragii mei, ies mai bine. De altfel, energiile multora, ca și de ochiul, ca și uh, faptul că nu se bucură pentru noi invidia în sine, care este o energie negativă, intervin atunci când tu spui în gura mare ceea ce proiectezi să faci și de multe ori nu mai iese. Lumea, următoarea carte. Sunt reușitele, abundențele, succesurile dumneavoastră și arată că meritați să spunem tot binele din lume pentru că ați făcut eforturi, da? Dumneavoastră v-ați propus vise, ați luptat pentru ele, ați arătat că sunteți diferit de celelalte persoane, aveți propria idee despre viață și libertate, da? Lumea, în general, este simbolul totalității și al perfecțiunii. Din punct de vedere spiritual, această arcană îmbină patru lucruri diferite, pozitive ale celorlalte situații din viață, da? Sunt împrejurările fericite, este plenitudinea, este succesul personal și uh, tot ceea ce uh, se referă la, uh, la, o realitate foarte pozitivă. Uh, este o perioadă excelentă, dragii mei, pentru a vedea cât de bine e să cere ajutorul celor care te iubesc atunci când ai nevoie. Da, amintiți-vă că nu sunteți singuri pe această lume și că este o carte a împlinirii. Deci dacă aveți nevoie de cineva, acum este momentul. Sunteți aproape de linia de sosire. Pentru o victorie, clară. Asul de cupe. Ia, uitați, vă vine și victoria, următoarea carte, noul început, liniștea, pacea interioară din dumneavoastră. Perioada din octombrie, se pare că va fi destul de liniștită, cu mai multe satisfacții decât în perioada trecută. Da, deci vor fi mi succese care vor apărea în viața dumneavoastră și uh, este o perioadă conform acestei cărți, care ne spune că puteți iniția și relații noi, pentru cei care sunteți singuri sau despărțiți, da? Apărând această carte, ne spune să ne cercetăm viața ca să putem lăsa energia iubirii să lucreze pentru noi, da? Se pare că de multe ori dragostea este esența problemei dumneavoastră, pentru că nu sunteți persoane care să vă îndrăgostiți foarte ușor de oameni, da? Nu sunteți niște persoane care să vă deschideți imediat și să conectați cu, cu partenerul noastră din prima. Ce trebuie să faceți, poate mulți dintre dumneavoastră, este să iertați sau să cereți iertare, ceea ce înseamnă să lăsați deoparte furia, supărarea și să încercați pe cale pașnică să vă apropiați din nou de persoanele pe care le iubiți, da? Deci sunt momente de bucurie cu familia, cu copiii, cu prietenii și poate unii chiar cu relațiile noi veți merge foarte clar înainte. Regele de cupe. Regele de cupe este un om mai în vârstă, în general, amabil, prietenos. Poate fi un tânăr, dar cu un suflet foarte matur sau un suflet bătrân, ca să spunem așa, dragii mei. Este metaforic vorbind. Este o persoană din viața dumneavoastră care are un nivel de maturitate emoțional extraordinar. În alte situații, pentru unii, poate fi chiar energia dumneavoastră. Da? Deci cum vă simțiți în acest moment? Mă simt matur, mă simt că am avut experiențe extraordinare în viață, simt că în momentul ăsta nimeni nu mă mai poate înșela, nimeni nu mă mai poate minți. Deci eu am ajuns la un nivel de evoluție în care sunt chiar fericit, da? Tronul acestui rege plutește în mijlocul oceanului. E că furtunile din jur, după cum vedeți și în desen, nu-l mai mișcă, da? El vrea să stea tare, el vrea să stea acolo unde se bucură de viață, știind că, într-adevăr, poate să domolească chiar și marea, da? Ce vrea să spun în plan metaforic? Sunt reguli simple în viața dumneavoastră, dar știți că în adâncuri veți rămâne întotdeauna foarte foarte misterioasă sau foarte misterios pentru ceilalți, da? De altfel, este persoana care este foarte calmă cum sunteți și dumneavoastră dragii mei tauri, dar în momentul în care sunteți provocați poate exbucni oricând o furtună din interiorul dumneavoastră, da? Este experiența care vine odată cu vârsta, da? Și care vă aduce calm și acceptare sau compasiune în cazul unora, da? Mențineți-vă echilibru între inimă și minte, este mesajul acestui rege. <coughs> Următoarea carte, dragii mei, iertați-mă că tușesc, Justiția. Justiția sau zodia balanței este echilibrul natural care intervine în viața noastră. E ceea ce ne dă valoare nouă și persoanei noastre, da? Când apare această arcană, ne arată că rolul dumneavoastră de a aduce ceva mai bun pe lume sau a lăsa o urmă frumoasă între oamenii din dumneavoastră este exact ceea ce vă trebuie în acest moment. Da? Justiția este în general corectă, echitabilă. Această carte reprezintă în alt plan de idei și obiectivitatea, să spunem, sentința care se dă cu hotărâre, da? faptul că veți obține ceea ce vi se cuvine. Dacă ați fost într-un proces sau v-ați certa cu cineva și trebuia să vi se dea ceva, în acest moment, pur și simplu, aceste acțiuni se întâmplă, da? E rezultatul unor acțiuni care este exact ca efectul de bumerang, da? ce se întâmplă? Ar trebui să vă gândiți mai mult la viitor, pentru că dacă nu rezolvăm cu trecutul, dragii mei, efectele justiției în viitor nu ar putea crește, da? Deci totul se rezumă la evoluția normală a vieții, din trecut spre viitor. Regina de spade, regina de spade, ea ne invită uh, la o energie rece și calculată, dragii mei, da? Este ceva mental, da? Uh, de altfel, aveți grijă că pot exista oameni care în jurul dumneavoastră au încercat să vă manipuleze și să vă folosească, dar nu au reușit, da? Uh, dumneavoastră aveți un respect de sine extraordinar și uh, v-ați respecta propriile granițe, niciodată nu i-ați lăsat pe ceilalți să intre acolo unde nu și-au locul, da? Sau când ați avut ceva dur de spus în fața unora, le-ați pus-o în față cu toate riscurile. Ați preferat să aveți mai puțin prieteni sau uh, relația minimă cu familia decât să-i mințiți frumos și să fiți genul acela de om care, uh, să spunem, lingușitor, încearcă să ajungă lângă ceilalți. da? Este un sentiment că există o lipsă însă de claritate în relația dumneavoastră actuală, unde trebuie să mai lucrați un pic la comunicare, dragii mei, e vorba de disponibilitate emoțională și să nu vă izolați emoțional în această perioadă față de ceilalți, pentru că conexiunea noastră intelectuală este ceea ce le lipsește multora. Da? Deci este exact momentul în care veți fi înțeleși și uh, această regină arată că aveți baza necesară și profundă pentru o relație de succes în viața dumneavoastră. Un pic dură, dar de succes. Asul de băte, asul de băte este uh, victoria dumneavoastră după o perioadă de dezbateri și de probleme. Este învingerea greutăților. Tarotul ne spune că da, că veți obține ceea ce meritați în sensul. Bun, da? E o carte pozitivă, se leagă și de locul de muncă, dar în special arată că ați traversat o perioadă foarte dificilă sufletească din care ar trebui acum să ieșiți, da? Dumneavoastră gândiți-vă că sunteți singura persoană care poate lupta și care vă poate aduce un stadiu de fericire interioară, da? E important să stați lângă familie și lângă persoanele din jurul noastră, dar persoana cea mai importantă care poate schimba universul noastră sunteți chiar... Dumneavoastră înși vă Marele preot Marele preot după cum arată și cartea Această arcană Înseamnă acceptarea Înseamnă căutarea personală Poate uh, uneori uh, v-ați gândit că sunteți judecat pentru că sunteți o persoană neconvențională. da. C am faceți dumneavoastră ce vreți dumneavoastră, în felul dumneavoastră propriu, și de multe ori lumea v-a judecat da? Însă, această carte ne spune să aveți încredere în propriul dumneavoastră, profesor interior și în intuiție, pentru că până acum, oricât de dureros a fost, v-ați învățat singur lecțiile și ce bine e că nu ai cum să dai vina pe alții atunci când ți se întâmplă ceva, nu? Uh, e cel mai bine să spui, eu am făcut asta, eu am ales drum. Asta, de, deci, rezultatele sunt ale mele, da, deci nu trebuie să scot ochii nimănui pentru ceea ce mi se întâmplă. Da? De altfel, este o călătorie spirituală interioară a dumneavoastră în creștere și uh, este în același timp și educativă. Uh, Pot însemna, de altfel, și persoane care vă sunt în momentul ăsta pentru unii dintre noastre, lângă dumneavoastră, gen mentor sau profesori, și care ne duc cu gândul că Universul nu ne-ar da provocări sau probleme pe care nu le putem face față, da? Deci era exact uh, proverbul acela: Dumnezeu îmi dă crucea pe care pot să o duc. Asta înseamnă, într-un fel sau altul, și această carte. Uh, ce se întâmplă? Într-o mare interior de care aveți nevoie, este cu siguranță lângă dumneavoastră, doar trebuie să vă urmați propria cale și să învățați din greșelile din trecut. Cu cât învățați mai mult din greșel, cu atât vă veți perfecționa și nu se vor mai repeta acele situații triste pentru viața dumneavoastră. Da? Deci exact acesta este mesajul acestui uh, preot minunat dragii mei, pentru începutul de octombrie revin oricum într o săptămână jumătate cu o altă etalare pentru Taur, da? Cam așa va începe luna dumneavoastră octombrie. Uh, Atât am avut de spus pentru astăzi. Vă mulțumesc mult. Vă pup, dragii mei și la revedere. Vă aștept să vă subscrieți la canalul meu. O zi bună, la revedere.